Praga, 19 la 23 august 1920, joi. Voiam să aud mereu altă propoziție decât tine, pe aceasta. Ești al meu. Și de ce? Tocmai pe asta. Nici nu înseamnă măcar dragoste. Mai curând apropiere și noapte. Da, minciuna a fost mare și am mințit în complicitate. Dar și mai supărător în colț pentru mine decât din nevinovăție. Din păcate, îmi dai mereu misiuni care s-au îndeplinit mereu de la sine până ajung eu la fața locului. Ai atât de puțină încredere în mine și vrei doar să-mi creezi mie ceva încredere în mine însumi, dar totul e prea străveziu. Pic îmi scrie ca răspuns la întrebarea doamnei Milena Polac. Cine este această greoaie urnire în trei măsuri? Încă de săptămâna trecută. De altfel, se pare că nu are editor, dar vine la sfârșitul lui august la Praga și va căuta atunci unul. De curând am auzit zvonul că Ernest Weiss e grav bolnav și fără bani și că s-a făcut la Franzensbad o colectă pentru el. Știi ceva despre asta? Ce are de a face telegrama Iarmilei? Doar fusese trimisă înainte de întâlnirea noastră? Cu mine sau chiar cu gelozia, nu înțeleg. Apariția mea părea oricum s-o fi bucurat pentru tine. Rămasul meu bun însă și mai mult, din cauza mea sau mai bine din a ei. În ce privește răceala, ai fi putut totuși scrie câteva cuvinte mai mult? O ai de la gmun sau de la întoarcerea acasă, de la cafenea? Aici, de altfel, pentru moment, e încă o vară frumoasă. Chiar și duminica a plouat numai în sudul Boemiei. Era mândru. Toată lumea putea să vadă după hainele mele ude de ploaie că veneam dinspre Gmund. Citind de aproape, nu se înțelege de fapt starea jalnică în care trăiești în momentul de față. Trebuie să ții lucrurile ceva mai la distanță, dar și atunci abia merge. Chestiunea aceea despre gheare a înțeles-o greșit și oricum nici nu era de înțeles. Ce spui despre Gmund e adevărat și în sensul cel mai larg. Îmi amintesc de exemplu că m-ai întrebat dacă nu ți-am fost necredincios. Era pe jumătate glumă, pe jumătate serios, pe jumătate indiferență. Din nou, cele trei jumătăți, tocmai pentru că era imposibil. Aveai scrisorile mele și totuși întrebai. Era o întrebare posibilă, dar nu era de ajuns, acum o făceam eu, și mai imposibilă. Am spus, da, ți-am fost credincios. Cum se poate ajunge să vorbești așa? În ziua aceea am stat de vorbă și ne-am ascultat unul pe celălalt, adesea și îndelung, ca niște oameni străini. Prietenul meu din Viena nu se numește de fapt Jeitel și de altfel nici nu mi-e prieten, de altfel nici nu-l cunosc, e un cunoscut al lui Max, care a mijlocit totul, dar anunțul acela va apărea în vreun fel de ziar, asta e foarte simplu, prin biroul de publicitate de aici. Iar Mila a fost aseară pe la mine. Nu știu de unde cunoaște adresa mea de acum. Eu nu eram acasă. Mi-a lăsat o scrisoare pentru tine și un bilet cu creionul în care mă ruga să-ți trimit scrisoarea, căci chiar dacă are adresa ta de la țară, nu îi se pare totuși destul de sigură. Vlastei nu i-am telefonat. Încă nu îndrăznesc. După ora 9 n-aș mai putea telefona decât de la birou, în mijlocul unui grup întreg de funcționari. Nu avem cabină telefonică. Și de altfel vorbesc atât de îngrozitor de prost la telefon. Ținând seama de asta, domnișoara de la centrală refuză de cele mai multe ori să-mi dea legătura. Și am și uitat numele de familie și ce aș face dacă ar răspunde la aparat chiar tatăl tău. Aș prefera să-i scriu. Ar trebui poate în cehă? De avocat, nu pomenești deloc? Miercuri apare anunțul pentru prima dată.
Scrisorile care ar putea sosi în legătură cu anunțul, să ți le trimit la Viena? Vezi, n-a durat totuși atât de mult. Am primit cele două scrisori din Salzburg, de ar fi bine la Glingen. Toamna este desigur frumoasă, nu se poate nega. Eu mă simt și rău și bine, cum vrei să o iei. Să sperăm că sănătatea mai durează o vreme și în toamnă. Despre Egmund ar trebui să mai vorbim sau să mai scriem. Asta e o parte a felului în care îmi merge rău. Nu e deloc așa, mai degrabă invers. Am să-ți scriu mai detaliat. Îți anexez și scrisoarea Iarmilei. Am răspuns cu poșta pneumatică la vizita ei că, firește, voi intermedia foarte bucuros scrisoarea ei, dar numai dacă nu e vorba de ceva foarte urgent. Căci cred că voi primi adresa ta abia într-o săptămână. Ea n-a mai răspuns. Dacă este posibil, trimite-mi, te rog, o vedere cu locuința ta. Semnează al tău.